Acest gen de program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Iată titlurile acestei ediții. Tragedie rutieră în raionul Glodeni, un bărbat de 51 de ani a decedat după ce s-a răsturnat cu mașina pe șosea. Au amăgit un bătrân de 81 de ani, lăsându-l fără 10.000 de lei. Doi tineri au fost reținuți pentru complicitate în schema cu ruda implicată în accident. Agenții Inspectoratului Național de Securitate Publică au amendat sute de șoferi și pietoni în timpul operațiunii Pietonul. Un bărbat de 39 de ani a fost condamnat la 23 de ani de pușcărie după ce l-ar fi omorât cu o deosebită cruzime pe un consătean de-al său și ar fi bătut-o pe concubina acestuia. Tragedie rutieră în raionul Glodeni. Un bărbat de 51 de ani a decedat după ce s-a răsturnat cu mașina pe șosea. Totul a avut loc în seara de 24 februarie, puțin după ora 20, la ieșirea din localitatea Hâșdieni, raionul Glodeni. La fața locului, oamenii legii au constatat că șoferul ar fi pierdut controlul asupra volanului, iar mașina a derapat de pe traseu, răsturnându-se. Din nefericire, când au ajuns la fața locului, medicii de pe ambulanță nu au mai putut decât să constate decesul șoferului. Alte persoane nu se aflau în automobil. Corpul neînsuflețit al bărbatului a fost direcționat către examinarea medico-legală pentru stabilirea exactă a cauzei decesului. Circumstanțele producerii tragicului accident rutier sunt în curs de examinare. Au amăgit un bătrân de 81 de ani și l-au lăsat fără 10.000 de lei. Doi tineri de 21 și respectiv 23 de ani din Chișinău au fost reținuți pentru complicitate în schema cu ruda implicată în accident. Aceștia ar fi avut rolul de curier în schemă. Cea care a pus totul la cale este însă o femeie neidentificată până la această oră. Anume, ea l-ar fi apelat pe un bătrân de 81 de ani din Ialoveni, s-a prezentat drept fiica lui și plângând i-ar fi zis că a fost implicată în accident rutier. Ulterior, aceeași persoană a apelat din nou bărbatul, de această dată prezentându-se drept angajată a poliției și a solicitat de la victimă suma de 180.000 de lei pentru ca fiica să fie eliberată. Bărbatul a adunat toți banii din casă și i-a transmis celor doi curieri reținuți anterior. Bănuiții și-ar fi recunoscut vina. Sudim oranșă, băi? Da. Câte persoane ați fost la fața lui? 3. Polițiștii și procurorii continuă investigațiile pentru a identifica și a reține toate persoanele implicate în această schemă. Un șofer de taxi a fost prins beat criță la volan. Taximetristul se afla în timpul orelor de muncă, dar cu toate acestea era în stare de ebrietate avansată. Bărbatul în vârstă de 58 de ani a fost oprit de către inspectorii de patrulare pe strada Dacia din Capitale. Oamenii legii au intervenit după ce la numărul de urgență 112 un client l-a denunțat pe taximetrist. În timpul discuțiilor cu șoferul, inspectorii de patrulare au simțit un miros puternic de alcool, așa că taximetristul a fost supus testării alcoolscopice, iar rezultatul a arătat că acesta se afla în stare avansată de ebrietate, având 1,04 mg pe litru de alcool în aerul expirat. În cele din urmă, șoferul a fost sancționat conform legislației în vigoare. Potrivit poliției, în timpul zilelor de weekend, peste 40 de șoferi băuți au fost înlăturați de la volan, iar aproximativ 3.380 de conducători au fost amendați pentru încălcarea regulilor de circulație rutieră. Aproape 1.500 de vitezomani au fost opriți de poliție pentru depășirea limitei de viteză, iar peste 600 au fost amendați pentru nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră. Aproape 450 de șoferi au oprit în locuri interzise, circa 130 de conducători nu au acordat prioritate legală pietonilor, iar peste 140 de șoferi nu aveau cuplate centurile de siguranță. Pietonii sunt implicați aproape zilnic în accidente rutiere care se produc pe drumurile din țară. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, devine se fac deopotrivă atât cei care traversează neregulamentar, cât și șoferii grăbiți care nu acordă prioritate legală pietonilor.
Cu scopul de a-i disciplina pe cei care încalcă regulile de circulație, inspectorii de patrulare au desfășurat timp de 2 săptămâni operațiunea Pietonul, perioada în care au fost amendați sute de pietoni și șoferi nedisciplinați. Dacă în unele zile atenția polițiștilor s-a îndreptat asupra pietonilor care traversau strada neregulamentar în plin trafic, de această dată inspectorii de patrulare au luat la puricat șoferii neatenți. Primul a fost oprit conducătorul unui troleibuz de pe ruta numărul 2, care nu a cedat trecerea pietonilor la zebră. Dumneavoastră ați fost staționat pentru necedarea trecerii legale pietonului care se deplasa pe trecerea pietonală. O să vă aplic o amendă de 1.500 lei, 5 puncte penalizare. Stați aici, eu mă apropiu cu copia la proces. Deși susține că nu a observat oamenii care traversau strada, șoferul de rută nu a dorit să discute cu echipa noastră de filmare. Nu ați acordat prioritate pietonilor sau din ce cauză v-a oprit poliția? Un alt șofer grăbit a fost amendat cu 1.500 de lei și cu 5 puncte de penalizare pentru că a trecut prin fața câtorva pietoni care traversau în acel moment strada pe trecerea pietonală. Nu sunteți obligat, conform punctului 11, regulament circulației rutiere, să vă asigurați, după ce v-ați asigurat că toți pietonii au traversat, să continuați deplasarea. Vă rog frumos, permisul, certificatul de matriculare. Conducătorul auto din imagine a fost stopat de către inspectorii de patrulare din același motiv. Bărbatul spune că pietonii au zbugit în stradă în ultimul moment și astfel nu a reușit să frâneze înaintea trecerii de pietoni. Приехал на этот перекресток, пропустил с той стороны, выскочили из-за машины. Я же видел, как они из-за машины выскочили. Păi dacă ați văzut, trebuie să le cedați, să vă asigurați. Potrivit responsabililor de la Inspectoratul Național de Securitate Publică, numărul accidentelor rutiere de pe drumurile din țară atestă o ușoară scădere față de aceeași perioadă anului trecut. Cu toate acestea, operațiunea Pietonul a fost inițiată pentru a responsabiliza oamenii, atât în calitate de șoferi, cât și de pietoni. În perioada 12-25 februarie, Inspectoratul Național de Securitate Publică desfășoară pe întreg teritoriul public în Moldova activități menite care au drept scop reducerea numărului accidentelor rutiere cu implicarea pietonilor. În acest sens, abordăm subiectul dat sub două aspecte. Pe de o parte, aspectul coercitiv, și aici intensificăm activități de depistare și documentare a conducătorilor auto care nu acordă prioritatea pietonilor, fie a pietonilor care traversează neregulamentar partea carosabilă. Și a doilea aspect, cel de prevenire, și anume activități de informare și sensibilizare în instituțiile de învățământ sau întâlniri cu alte colective de muncă, unde discutăm despre necesitatea respectării regulilor de circulație. Șoferii care nu acordă prioritate pietonilor riscă să fie sancționați cu până la 1.800 de lei și cu 5 puncte de penalizare, iar pietonii care traversează strada neregulamentară riscă amenzi de până la 450 de lei. Șoferi băuți, lemne transportate ilegal și alcool vândut minorilor. Polițiștii din Orhei au intensificat verificările în weekend, constatând o mulțime de abateri de la lege. Unul dintre cazuri a avut loc în satul Brănești. Acolo, un șofer de 53 de ani, prins fără asigurarea auto obligatorie și fără testarea tehnică la mașină, a încercat să mituiască oamenii legii. Noi avem salariu, domnule, pentru asta. Pentru tentativa sa, bărbatul va fi cercetat penal. Într-un alt caz, oamenii legii au somat un șofer care se deplasa cu viteză excesivă, iar în timpul controlului s-a constatat că acesta se afla în stare de ebrietate la volan. Este? Cât e? Rezultatul testului Drager a arătat o concentrație de 0,74 mg pe litru în aerul expirat. Prin urmare, șoferul a fost imediat înlăturat de la volan, iar vehiculul său ridicat și evacuat la o parcare specială. În alte două cazuri, produse în satele Hâșdieni și Vateci, oamenii legii au oprit un mini-tractor și un microbuz, șoferii cărora transportau ilegal lemne de foc. În ambele cazuri, masa lemnoasă a fost ridicată în vederea confiscării. În aceeași perioadă au fost sancționați 3 șoferi de automobile, 2 motocicliști și o femeie ce conducea un ATV, toți fără permise de conducere. Totodată, în satul Furceni a fost stopat un șofer de 55 de ani, de la care se simțea un miros puternic de alcool. Acesta însă a refuzat testarea alcoolscopică, decizie pentru care va fi cercetat penal. Iar în satele Puțintei și Seliște au fost amendați 2 vânzători angajați la magazinele din sat.
pentru că ar fi vândut băuturi alcoolice minorilor. Poliția din Orhei anunță că va intensifica acțiunile de monitorizare pentru asigurarea unui climat de siguranță pe teritoriul raionului. Un bărbat de 39 de ani a fost condamnat la 23 de ani de pușcărie, după ce l-ar fi omorât cu o deosebită cruzime pe un consătean de-al său în vârstă de 70 de ani. Tot el ar fi încercat să o omoare și pe concubina acestuia, care a scăpat cu viață ca prin minune. Sentința a fost pronunțată de magistrații judecătoriei Drochia. Potrivit procuraturii, totul s-a întâmplat în data de 31 mai 2023. Între inculpat și un consătean de-al său s-a iscat un conflict. În urma acestuia, făptașul l-ar fi bătut cu o deosebită cruzime. Din cauza loviturilor primite, victima de 70 de ani a decedat la fața locului. Inculpatul ar fi atacat-o și pe concubina bărbatului, o femeie de 64 de ani, și ar fi bătut-o cu pumnii și picioarele. Femeia a avut de suferit, iar ambulanța i-a acordat asistența necesară, ea rămânând în viață. Astfel, bărbatul de 39 de ani a fost reținut, mai apoi plasat în arest preventiv, iar la 22 februarie acesta a fost recunoscut vinovat pentru omor și tentativă de omor. Sentința poate fi atacată la Curtea de Apel Bălți. Reținuți după mai bine de o lună de căutări, doi tineri de 19 și respectiv 20 de ani au ajuns pe mâna poliției, bănuiți că ar fi furat un catalizator de la un automobil. Totul a avut loc în una din nopțile lunii ianuarie pe o stradă din sectorul Râșcani al capitalei. Camerele de supraveghere instalate în preajmă au surprins cum, pe timp de noapte, cei doi suspecți dezinstalează și sustrag catalizatorul de la unul din automobilele parcate, cauzând victimei un prejudiciu de circa 20.000 de lei. După ce au fost identificați și reținuți, suspecții și-ar fi recunoscut vina și au declarat că au vândut bunul furat în schimbul a circa 700 de lei. Poliția menționează că unul dintre bănuiți nu este la prima abatere de la lege, anterior fiind judecat pentru infracțiuni similare. În prezent, ambii tineri originari din raioanele Nisporeni și Râșcani sunt plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, iar dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la 6 ani de pușcărie. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare pe scurt. Dimineață de groază pentru șoferul unui microbuz marfar. Vehiculul pe care îl conducea a luat foc din mers. Totul s-a petrecut la intersecția șoselei Balcani cu strada Liviu Deleanu, în sectorul Buiucani al capitalei, în dimineața de 26 februarie, aproape de ora 8. Din fericire, imediat cum a observat că de sub capotă iese un fum negru și dens, șoferul a oprit la marginea drumului și a reușit să iasă din vehicul, astfel scăpând nevătămat. La fața locului a intervenit și un echipaj al pompierilor, care în aproximativ 15 minute a reușit să domolească incendiul. Chiar dacă s-a intervenit rapid, vehiculul a fost distrus în totalitate. Cauza și circumstanțele în care s-a produs incendiul urmează a fi stabilite de specialiști. Comercializau substanțe interzise. Doi bărbați din raionul Streșeni au fost luați la ochi de oamenii legii, domiciliile lor fiind percheziționate minuțios. Potrivit forțelor de ordine, suspecții au vârstele de 18 și respectiv 35 de ani, iar la ei acasă au fost depistate droguri de tip PVP și marihuană, dar și aparate confecționate artizanal destinate consumului de substanțe interzise. Toate bunurile și substanțele ridicate vor fi supuse unor expertize speciale, iar bănuiții care anterior au mai fost condamnați pentru infracțiuni analogice riscă să ajungă din nou pe banca acuzaților. Dacă vina lor va fi demonstrată, ambii și-ar putea petrece următorii 7 ani în spatele gratiilor. Un ucrainean de 35 de ani căutat la nivel internațional a fost prins la frontiera moldo-ucraineană. Bărbatul încerca să ajungă ilegal în Moldova, traversând pe jos frontiera în zona de nord a țării. După ce a fost reținut, polițiștii de frontieră au depistat faptul că ucraineanul figurează în baza de date Interpol, fiind suspectat că ar fi comis mai multe infracțiuni pe teritoriul Germaniei. Potrivit autorităților germane, pe numele ucraineanului a fost emis un mandat de arestare pentru răpirea unei persoane și pentru jaf. În cele din urmă, bărbatul a fost reținut și plasat în izolatorul de detenție preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Edineț. Investigațiile pe caz continuă.
Au defrișat ilegal copaci, dar au fost prinși și amendați. Inspectorii de mediu din Râșcani au depistat în cadrul unor razii de control două cazuri de tăiere ilegale a arborilor în apropiere de satele Nihoreni și Mihăileni. În primul caz, un bărbat originar din Răcăria a fost prins în flagrant în timp ce tăia ilegal 13 salcâmi. Potrivit responsabililor de mediu, moldoveanul ar fi urmat să vândă masa lemnoasă tăiată. În cadrul documentării, bărbatul a fost amendat, iar lemnele au fost predate autorităților locale din Nihoreni. În același timp, inspectorii de mediu au prins în localitatea Mihăileni un bărbat din raionul Drochia, care se afla la volanul unui microbuz burdușit cu lemne. Acestea sunt de specia plop și erau defrișate ilegal. Șoferul a fost sancționat cu 5.000 de lei, iar masa lemnoasă a fost predată autorităților locale. Dacă ai fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, expediază imaginile la adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.